Cetățenii ucraineni care s-au refugiat în țara noastră din cauza războiului spun că situația în care s-au pomenit i-au făcut chiar mai rezistenți în fața dificultăților. Pentru a-și putea duce viața în condiții decente, unii deja s-au angajat la muncă, reușind să ocupe funcții similare cu cele pe care le aveau în Ucraina. De această dată o să vă povestim despre două femei, una medic pediatru și alta profesoară de educație fizică. Ambele s-au angajat acum două zile în instituțiile din Chișinău. Deși sunt la abia început de cale, femeile sunt dedicate profesiilor și spun că asta le ajută să depășească obstacolele. Mai mult, ele sunt profund recunoscătoare moldovenilor care le-au primit cu multă ospitalitate. Veselă, plină de viață, de parcă nimic grav nu s-ar fi întâmplat, așa am găsit-o pe Svetlana în sala de sport a liceului teoretic Olimp din capitală, printre elevii clasei a 8-a. Spune că totul s-a întâmplat ca printr-o minune și ea a ajuns profesoară de educație fizică în Moldova, după ce ani buni a predat sportul în Ucraina. Iar astăzi este a doua zi de lucru la acest liceu. Работається мені замечательно. Я дуже люблю дітей. Це моя самая любима робота – любить дітей. А коли любиш дітей, ти навіть не замечаєш, як урок проходить. Imediat ce Svetlana a ajuns din Ucraina în Republica Moldova împreună cu mama sa și cei doi copii ai lor, a rămas uimită de căldura cu care a fost primită de moldoveni. I s-a oferit haine calde, hrană și adăpost pentru toată familia. Nu, так получилось в жизни, что я оказалась здесь. Беженка, и мне пришлось найти работу. Я очень благодарна. У меня постоянно слезы возникают, когда я благодарю ваш народ. Iar directoarea liceului ne-a spus că este mândră împreună cu tot colectivul de pedagogi să o aibă alături pe noua lor profesoară de educație fizică. Este pentru prima dată când angajează o persoană refugiată și nu una oarecare, ci cu studii calificate în domeniu. Очень такой надежный человек. Мы с ней пообщались в течение двух дней и поняли, что она действительно хочет у нас работать до конца учебного года. И нас это очень радует. O altă persoană refugiată, medic-pediatru de profesie, a fost angajată ieri la Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii din Capitală. Я, честно говоря, даже не верила, что такое может быть. Мы же надеялась даже, что мой диплом не примут. Думала, что хотя бы я буду медсестрой, то есть работать даже, хотя бы даже так. Ну, то есть языковой барьер. Но они мне уверили, что здесь вам будут рады. И в течение пару дней мы собрали документы все необходимые, и я уже встретилась с директором домной Екатериной, более чем довольна всем. Но, конечно, в гостях хорошо, дома лучше. Хотелось бы поскорее вернуться, чтобы у нас все нормализовалось. La acest centru de reabilitare vin și copiii persoanelor refugiate care au nevoie de reabilitare, iar prezența doctorului din Ucraina este indiscutabil un semnal de siguranță pentru ei. Dat fiind faptul că doamna a activat într-un centru echivalent sau omolog Centrului Republican de Reabilitare, noi avem de câștigat numai. Deci e o situație, cum ar zice englezii, win-win. Dumnezeu a venit cu practica bogată din Odessa, de la Centrul Budușe. Noi preluăm câte ceva din experiența lor. Ministerul Sănătății a simplificat procedura de angajare în câmpul muncii în cazul refugiaților cu studii de specialitate care doresc să activeze în sistemul medical din Republica Moldova. Potrivit unor informații ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în jur de 10 refugiați ucraineni au fost angajați oficial în Republica Moldova.